sia Lourdes. Dei formaggi, capito? Dei formaggi. Però a casa per cui lui, a casa per lui, se praticava non per dire la dirla, ma tanto tu a potere presto, a dire di la dirla. E tu andrà la cavena X, Y, axa di simmetria in mano, X, Y, 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 questo quadrato, Y, X, Y, X. Aici, in caso nostru, axa de simetrie, e egal cu 0. Dacă se va deforma axa de simetrie, Y, X, de exemplu, egal cu AX plus B, quadrat. Deci, în planul X-ului vechi, dacă avem o viață de Y, X, egal cu AX plus B, să vedem raza de curgură a unei drepte. Y, X, AX plus B, Y prin X, este AX plus B, derivat egal cu A, Y secund X, egal cu A derivat egal cu 0. Deci, rău, raza de curgură a unei drepte era egală. Din 1 plus A pătrat, totul la putere 3, supra 0, este egal cu infinit. Raza de curgură a unei drepte, rău, egal cu infinit. Acum, la un cerc. Plus y pătrat este egal cu r pătrat, teorema unitară. În primul omul, o, deci, x pătrat plus y pătrat e egal cu r pătrat. Asta e coloția în cer, cu cerul orine și de rază r. Deci, un punct variabil de pe cer generează coloția cerului. De unde Y pătrat este R pătrat minus X pătrat, Y este plus sau minus vertical din R pătrat minus X pătrat. Deasupra e cu plus, pentru că sub e cu minus, Y este plus vertical din R pătrat minus X pătrat, Y este iar Y este minus vertical din R pătrat minus X pătrat. Dacă luăm plus, se contează Y, X radical din R pătrat minus X pătrat. Prima derivată. DY la DX e radical din R pătrat minus X pătrat derivat și radical. Din 1 derivat, Y radical din 1 derivat supra Y radical din 1. Deci egal cu R pătrat minus X pătrat derivat supra Y radical din R pătrat minus X pătrat. Egal cu minus 2x supra 2 radical, în R pătrat minus x pătrat, minus x supra R pătrat minus x pătrat radical. Deci, bine, x este egal cu minus x supra radical din R pătrat minus x pătrat. Derivata a doua, de lui la 2x2, egal cu d, la dx, la dy, la dx.
aduceți-mi la viitor. Deci trebuie la DX2 este egal R pătrat minus în față, R pătrat minus X pătrat plus X pătrat supra radical R pătrat minus X pătrat doar 3, 3. Aici de la 2, 1, de la 3. Deci D cu Y. Raza de cultura
funcții, are o variație, nu este constantă, deci la cerc și la dreaptă, la dreaptă este infinit, iar la cerc e el, iar restul voresc funcții oarecare. Iar au niște expresii mai complicate, ca o rază de parcuri și așa mai departe.